să merg la piață, la piața centrală din Budapesta. Azi noaptea a nins, după cum vă puteți da seama. La piață. Ia uitați cum se face intrarea. Este o zi de sâmbătă, așa că ce putea să fie mai potrivit decât să vin la piață. Cea mai mare piață din Budapesta. Celebrele paprikas. Dacă nu ați mâncat încă, mai întâi mâncați și apoi uitați-vă la acest vlog. De toate pentru toți. Ia uitați ce buchețel de ardei iute. Pare de calitate. Avem și sus, o să urc și sus ca să văd care este priveliștea de acolo, dar momentan îmi place foarte, foarte mult. Îmi place stilul arhitectural, pare așa un fel de gară, dacă e să mă întrebați pe mine. Este foarte frumoasă această piață. Dar fi și la noi piețele așa, altă viață. Sus se mănâncă. Uitați ce frumoase sunt și aceste lampadare. Și cât de liniștit e pentru o sâmbătă dimineață. Piață pe două nivele. Continuăm să vedem ce produse sunt sus. Sus nu mai sunt produse alimentare, din ce am observat. Aici sus este, de fapt, zona de suveniruri. O blană suvenir. Îmi plăcea mai mult zona de jos, sinceră să fiu. Ah, ce drăguțe sunt. Pentru fanii fotbalului. Și aici niște suveniruri mai puțin tradiționale. Au și ei mileuri. De toate pentru toți, cam asta ar fi cuvântul. Aceste poncho sau
cum să le zic, baldozaiere, sunt destul de drăguțe, pe toate culorile. Am și unul exact la fel. Hai să vedem de curiozitate cât costă. 15. Domnișoara, tocmai ce-mi făcuse un discount, că am văzut că mă uit la acel poncho și de la 21.000 mi-l lăsa la 15.000. Însă eu nu am venit să cumpăr, am venit doar să relatez. Uitați și aici celebrele matrioșcas. Mileuri peste tot, nu știam că tradiția mileurilor se păstrează și aici. Voi știți de unde sunt de fapt originare mileurile? Mă rog, fețe de mese, mileuri. Ii, ia uitați! Iar eu care credeam că ia este tradițional românească. Se arată fix la fel, cu broderie, cu... Incredibil. Ia să vedem că la noi iile sunt foarte scumpe. 12.000. Nu, dar nu pare materialul să fie inul cunoscut. Hello! Lumea e foarte drăguță. Salută! Uitați și păpușelele astea. Mie mi se par foarte rusești. La fel ca matrioșcas. De toate pentru toți. Eșarfe de mătase, uitați, 2,7 euro. Chiar par să fie mătase, sunt foarte fine. Și unele sunt chiar drăguțe. E foarte complexă această piață, am ajuns în zona de piele. Chiar pare să fie piele. Mulțumesc! Lumea mai înțelege și românește pe mine. Capră sau oaie, așa mi se părea, după că-i moale. Am, dar vorbiți foarte bine românește. Păi sunt din Târgu Mureș. Sunteți din Târgu Mureș. Mă miram, zic, eu făceam aici video să vă prezint pe doamna. Andreea, îmi pare bine. Eu sunt Adriana. Îmi pare bine. Ați vânzare bună, ce să vă zic. Mulțumesc, la revedere. Ce drăguț. Eu credeam că o să mă urască lumea că vorbesc românește. Păi mă bucur că eu făceam. Nu, aici nu. Vânzare plăcută! La revedere! Mulțumesc! Wow! Am găsit două comerciante, două vânzătoare care vorbeau românește și mi-au spus că sunt în Târgu Mureș. Deci, dacă veniți aici în piață, puteți să negociați liniștiți în românește. Foarte drăguțe aceste pancarte vintage, cum să le zic. Se pare locul ăsta de făcut poze. Hai să vedem cum se vede.
intrat în zona de mâncare. Și asta este un gulaș. Bineînțeles că dacă aș comanda, aș primi unul proaspăt preparat, bănuiesc. Cam aceasta a fost vizita la piață. Dacă vă întrebați care este mâncarea tipică ungurească, dacă nu știați, gulaș, supă de pește, varză, umflută și pui paprika. Merită să veniți aici să petreceți jumătate de oră, o oră, să mâncați dacă veniți la prânz. Recomand. Ce priveliște frumoasă cu podul Elisabeta. Așa arată piața. Clădirea este foarte frumoasă, după cum vă spuneam. Acum că a ieșit soarele, totul se vede mult mai frumos. Penultima mea zi în Budapesta și am parte de o vreme superbă. Priviți cerul. Deci că este pictat. Lumea stă afară la cafenea, iar eu am decis să merg la cea mai de fițe cafenea din Budapesta. Se numește Cafe New York. Haide să vedem. Mi-am adus aminte de Manneken Pis din Bruxelles, văzând această statuie. Manneken Pis de Budapest. Sunt tot pe Vaci Utca. Uitați aici un bancomat de scos euro și forinți. Azi noapte cred că a nins un pic. Uitați, se adună resturile de zăpadă. Este frumoasă și această stradă pietonală. Vaci Utca se mai numește și promenada Dunării. Uitați aici o altă piață. L-am găsit pe Efram, ursul polar. Bineînțeles că îmi cereau bani și a trebuit să plec cât mai repede. Ia uitați, pe aici n-au dezăpezit încă și e zăpadă pe jos. Nu putea să lipsească statuia lui Sisi, împărăteasa. Și apropo, tocmai ce am primit un compliment de la un băiat că îi place eșarfa mea. Weird thing.
am pornit la vânătoare de graffiti, mi-a dat seama că este doar o întâmplare că am început să găsesc toate graffiti-urile din oraș. Dar este destul de complex, nu știu ce vrea să însemne, dar de arătat arată bine. Parcă ar fi un tablou de Picasso, nu știu, așa mi se pare, un pic cubist. Sunt graffiti-ul lui Picasso. Avem mâncare vietnameză. V-am zis eu că am ajuns în cartierul de graffiti. Un taxi galben. O Kia. Pare o reclamă dintr-un ziar vechi. Am ajuns la sinagogă. După cum vă spuneam, în primul video, când m-am plimbat pe mal și v-am arătat memorialul adus evreilor, în Budapesta a fost o foarte mare comunitate. Cred că este printre cele mai mari sinagogi. Este, mi se pare, foarte impresionantă. Însă cred că este închisă. Păi, cel puțin aici unde era intrarea, este lată cu păruși. Cred că programul, vedeți, nu are decât. Vinerea este ultima zi de vizitare. Ce păcat. Mai sunt și alți turiști, după cum observați, care s-au dus până la ghișeul de bilete. Par la fel de dezamăgiți ca și mine. Păcat că este închis. Ar fi fost interesant să vedem cea mai mare sinagogă. Dar vă arăt pe afară. Da, mai verificat odată, este închis. Deci dacă vreți să vizitați sinagoga din Budapesta, trebuie să veniți de luni până vineri. Păcat, mi-ar fi plăcut să o vizitez. Plimbându-mă pe străzi, am zis să vă mai arăt lucruri interesante. Mi-a atras atenția acest, nu știu cum să-i zic, mixer, element de mixaj. Și este într-un magazin sportiv, din ce observ. Când te plimbi în Budapesta, trebuie să fii foarte atent la tot ce se întâmplă în jurul tău. După cum ați observat, acea sculptură pe care v-am arătat-o era pur și simplu pe o clădire pe sub care am trecut. Dar ia priviți aici, apropo de clădiri, și să fii atent la ce se întâmplă în jurul tău. Și nu zic într-un sens rău, că nu vin acum cuvintele în română, ci doar să ai ochii deschiși ca să observi toate aceste mici detalii. Aici clădirile încep din nou să semene foarte mult cu cele din Viena. Vă o, cum mi se pare. Recunosc că mie îmi plac aceste clădiri foarte mult. Ce încerc să vă arăt pe partea cealaltă, am găsit un magazin de pălincă. Nu vreau să încep o dispută, dar voi nu știați că pălinca este românească? Se pare că și maghiarii își au meritele pentru pălincă. Scrieți și voi în comentarii, voi de unde știți că este pălinca, sau căutați un
o informație oficială. Eu eram 100% convinsă că pălinca este românească, din Ardeal. Se pare că și maghiarii cred același lucru. Clădire din Budapesta. Pare într-un stil baroc rococo. Uitați cât de frumoasă este. Tira de care tocmai ce m-am minunat este Hotel Budapest. O splendoare arhitecturală. Și chiar aici este cafeneaua pe care o căutăm. Cam asta primești la 10 euro, cel mai mic biscuite pe care l-am văzut vreodată. Și un latte. E pe o dețară chine. Dar bineînțeles că am plătit pentru experiență. Cred că este cea mai bună cafea pe care am băut-o și nu pentru că ar costa 10 euro. Și ia uitați, nu știu cum se face, când am băut din cafea, după ce am sorbit, a rămas aici o inimioară.
E clar că îmi plac locurile scumpe. Cea mai veche cafenea din Budapesta. Cred că și cea mai scumpă.